Campion al României de 10 ori. Eu așa țin minte, 10. Pe Mircea Tutovan îl știu de când eram copil. Tata mare dinamovist din fire îmi povestea despre realizările marelui sportiv. Puștan fiind, eram uimit de toate poveștile spuse de tata. Eram mândru că Mircea este un sălăjean de al nostru. Timpul a trecut și peste mine și peste el. Am crescut, m-am maturizat, iar el a îmbătrânit. L-am cunoscut însă în adolescență. Mergeam la meciurile de volei și îl vedeam în tribune. Era un om simplu și modest. L-am recunoscut încă de la primul meci de volei, când am intrat în sala de sport. Nu am avut curajul să zic ceva către el, însă mă gândeam la poveștile tatălui meu. Cu timpul însă am ajuns să ne cunoaștem, iar când am dat mâna cu el pentru prima dată, mă simțeam mândru că pot strânge mâna unui campion european. Apoi l-am văzut din ce în ce mai des prin oraș, timpul a tot trecut, iar viața lui Mircea s-a schimbat. Îl vedeam că nu mai era același om, era măcinat de griji și de probleme și nu am mai avut curajul să spun ceva către el. Într-o dimineață, când abia se lăsa ziua peste oraș, când nu vedeai puzderie de picior de om în zalău, m-am întâlnit cu Mircea. Mi-am luat iar inima în dinți ca în adolescență și l-am abordat. L-am rugat să accepte un interviu despre viața lui. Sceptic din fire, Mircea nu a vrut să vorbească despre drama prin care trece. Totuși a avut o sclipire de moment și m-a invitat la o cârciumă singura deschisă la acea oră în zonă. Acolo dimineață de dimineață, Mircea se întâlnea cu vechii prieteni. După câteva clipe de ezitare, pe un ton calm, mi-a spus că este dispus să ne povestească viața lui și să se deschidă așa cum nu a făcut-o niciodată. Care e viața acum, Mircea Tutovan? Acum? Am multe servicii acum. Deci mi-a tras niște servicii bucătar, de ăsta care spală, care face curat. Ce mai am? Dar cel mai important? Nu, pe asta e. De asta spun că am să ies foarte ocupat. Ca să îmbăiez, am pe nevastă, mi-a zis că e bolnavă. E un cărucior și fiind mai șmecher, că i-a spus, mai bine erai proastă. Acum vorbește, mă ne-ați nu vorbit. Mai bine erai proastă, că te mai abuream și asta. Zic, să zic o femeie, să ai grijă, să aibă grijă de tine și asta. Păi zic, îți convine. Pe mine nu mă plătești, îți convine să... Deci nu suportă pe altcineva. Mircea Tutovan trăiește o dramă. Nevasta lui e imobilizată într-un scaun cu rotile. E așa de 7 ani. Cu toate acestea, marele sportiv a demonstrat că iubirea întrece orice barieră. Zi de zi, Mircea o scoate la plimbare pe aleasa inimii. M-a luat-o, cum să spun, că nu mi-a plăcut de ea. Că m-am măsurat. Și am 45 de ani. Mulțumesc. Căsnicie cu ea. Deci o viață de om. N-ai ce să faci, și la bine și la rău, ce am zis la pop acolo, să unde ai fost. Era să, efectiv, să clachez după ce s-a întâmplat, pentru că iau, a făcut atacul cerebral noaptea. Deci dimineața era plantă, ochii îi mișca și cu asta. Deci nu, nicio mișcare. Deci am cerut niște păreri, doctor, nu știu ce, și zice, bă, greu să se refac. Eu mergeam la spital și să-i spui și din ce cauza mea, de 3 ori pe zi. Dimineața, până și seara. Mircea s-a deschis față de mine și a început să-mi mărturisească povești din viața lui. Cuvintele m-au uimit și am rămas plăcut impresionat de modul în care reușește să treacă peste toate dificultățile pe care le întâmpina. Mi-ați povestit odată, stând așa la o poveste pe noi, că în cei 7 ani zile o singură dată m-a oprit poliția. Să vă reproșeze cu primarul opriu? Nu, ei au băgat-o, chiar erau aproape de poliție. Deci ei au băgat-o, vezi, doamne, că să nu mi se întâmple mie ceva. Eu merg pe contra să văd ce vine din față, să mă ferez dacă pot. Dar, în general, mă ferez ei. Acționează, fac mâna, probabil mă cunosc, am vrândevrând mă cunosc. Cer scuze. Deci mă duc într-o parte, nu? Ce aș spus de fiecare? Da, mă rog să permis. Nu, permis. Nu, dar am învățat. Da, fiind perfect. Da, o prioritate. Și mă opri, erau doi băieți tineri. Domnule, ce vezi că ajungi până la gare. Era și puțin nervos. Mai are zile nevoastră, că mă rog, când dau, știi. Începe să mă... Mă enervez și eu, ca om. Și... De ce ai zis? Ce vă ia o mașină, vă duce până jos la gare. Stai mă puțin, cum, ce zici tu? Care e treaba? Păi încercați pe trotuar, zic, hai încearcă tu să mergi pe trotuar, să vezi cum e și nu știu, am făcut și o hernie, în fine. Dar zic, e bine că m-ai luat. Dar cum e bine? Păi e bine că zic, aștept să-mi dai o amendă acum. Zic, dă-mi o amendă, că asta aștept. Să-mi dați o amendă și atunci să vezi, bani, ce fac. Tu crezi că mie îmi convine să mă duc să fiu cu ochii în patru? Eu sunt mai rău ca șoferi acum, că nu pot să beau o bere.
Îl conduc, înțelegi? Ai o bere, dar nu pot că îți dă asta. Dar să fii atent ce se întâmplă. Și de obicei iau niște... Iau ceva care bate loc, știi? Reflectorizant. Da. Mircea Tutovan este obișnuit cu dramele. Poreclit tunarul Europei în anul 1972, pe vremea când se afla cu lotul României la Jocurile Olimpice de la München, sportivul a văzut pe viu, cu ochii lui, evenimentul cunoscut în istorie drept masacrul de la München. Atunci au pierdut viața 11 membri ai delegației sportive a Israelului. A străit atentatul din 72. Era la nici 100 de metri. Deci lângă atentate. Da, pe diagonal erau locuri. Fiecare avea locul 1 în România, evreii aveau Israelul. Dar pe diagonal așa nu cred că a fost. Noi veneam pe aia cum se cățăra pe aia. Ce ați văzut practic? Sau ce s-a întâmplat practic acolo? Că sunteți în primul rând, au venit și ne-au lăsat să nu ieșim nici pe balcon. Puști. Mi-a dat am băgat. Să nu prea o țigară. Și îmi chema pe ăștia, pe... știu, trupele lor sau ce erau acolo. Și ce băsul ce era. N-au ce să facă. S-a zis că... Eu aveam un coleg și aia. Fost un meu capitan de echipă și antrenor după aceea la Dinamo. Și pe șeful poliției Schreiber îl chema. Zic, că îl întreba pe neam, zic, vine pe Schreiber, zic, băi, dar te zic, bă, ce unchi mi-o pierd. Păi acum am împușcat pe aeroportul, pe te-am înțeles, pe termina pe toți. Dar nu știu cum a intrat, pentru că erau măsuri de securitate destul de, nu prea, nu știu cum a făcut. Și am înțeles că un român a fost primul care a văzut. Deci un român plecat, să nu zic fugit. Plecat așa, domon, știi? Ce ați spus? Da, un fost luptător și ăla și-a pus în ușă. Pe ăla l-a luat primul. Nu știu de ce a murit, nu mai e. Dar nu ne-a dat voie să ieșim, știi? A fost totuși agitație, că era la un moment dat discuția să se oprească. Maestru emerit al sportului, voleibalistul Tutovan are în palmares 10 titluri de campion al României cu Dinamo, dar și Cupa Campionilor Europeni cucerită cu Dinamo în 1981 după o finală dramatică cu CSKA Moscova, dar și 2 medalii de bronz la campionatele europene din 71 și 77. Ajuns să fie inclus permanent în top cei mai buni 6 voleibaliști din Europa. Cu toate acestea, nu i-a plăcut voleiul, ci era îndrăgostit de handbal. Eram în clasa 8, dar am văzut în viața mea voi. Făceam handbal într-un sat lângă Medeș, în județul Sibiu. Am un profesor, un sas. Am mai să vezi finala Cupei Campionilor la volei. Aveam un televizor acolo. Dar zic, ce e asta? Că nu, abar n-am. Pe ce joacă Rapid și Dinamo. Deci se juca finala în sala expoziției. Eu jucam Dinamo. 3-2 mi se pare. Eu jucam handbal și n-aveam treabă cu ăsta. Era că la ăștia înalții sunt probleme de coordonare, când spuneți vin, de la cap la mâine. Ce, mă, ce, de unde ești, cum ești, ce faci aici, pe ăsta la examen. Mai aveam încă, nu știu, un examen, sau nu știu ce Dumnezeu mai are pe acolo. Dar na, nu era problemă cu asta. I-am dat adresa, zic, dă-mi adresa. Și a doua zi m-am trezit cu maică mea bună. O luată pe maică mea, povestit că, măi, zice, bă, Mircio, vrei să te duci în București? Păi ce să faci în București? Să faci volei. Deci, de asta ce se jucau și mă duc. Ajungeam și în handbal, zic eu. Mi-a plăcut mult mai mult handbalul decât volei. Deci volei nu mi-a plăcut de niciun fel. Până la 19 ani, 20 ani, muncă multă. Mircea are și 2 finale de Champions League pierdute, ambele în fața echipei CSKA Moscova. Una a pierdut-o la Paris, pe cealaltă a pierdut-o în Finlanda, când Dinamo conducea cu 2-0 și 13-11. Finlanda era copilul de mine, stătea așa în fund și bătea mingea de podea. Și o nimerit în genunchi. Mingea la noi, recuperată de la ruși, și era, cine era pe patru, era Gabi Iudișteanu, care nu ierta în final de meci, salută, la zopunea jos. Și-o dat repetare. Intra mingea în teren, o dat repetare și de acolo ne-a bătut de acolo pe hoții de 3-2 ne-a bătut. Amândouă le-am pierdut 3-2. Normal, 3-2, că am avut 2-0. Mircea a ajuns celebru în toată lumea deoarece a inventat serva din săritură. A decis să rupă tăcerea și să ne explice cum a ajuns la această performanță unică în lume. La început am dat de pe picioare. Deci când am început să servez, eu nu apăruse un serviciu de ăsta japonez, plutitor, nu știu ce, nu era de mine. Deci mai țărân, așa mai. Noi s-a întâlnit de ce, bă, aruncă mingea și de-aia. Aruncă-o și de-aia. Am dat,
La Piatra Neamț, se spune, și mi-a spus Sotir, Nenicu Sotir, antrenorul meu, pirat, așa zicea, un tip de ăsta dur, așa. Zice, Mircio, arunc o sub, frate Varlame, zicea. Frate Varlame, că l-a făcut, a fost pe la Călugă, nu știu ce mai de ăsta, Nenicu Sotir, am aflat eu după aia. Zice, arunc-o mă sus, și dă-i neam, o mersere, mă, știi? Numai în timp, i-am perfecționat serviciul. Deci, eu, dacă spun acum că eu făceam, antrenam cu mingea de basket, deci eu serveam cu mingea de basket în loc de mingea de volei. Și o dădeam la Dinamo de la servici până în partea cealaltă, o dădeam în panouri acolo. Deci trebuie să ai mână în tine să dai aia. Dar eu dau la unul, acum joc pe mână, dacă vrei. Deci nu i-aș dau că nu mai face voie, că în mingea joc pe mână, mingea de basket. Înțelegi? Deci eu ajunsesem o jumătate de oră de făceam servici. Sopescu zicea serviciu banane, făceau, n-aveai cum, că te-ai drept să zicea porumb, vezi, așa venea, curbat. Dar lovind mai de sus, aveai mult mai multe șanse să o bagi în teren. Și atunci mă desprindeam, cam 25 de centimetri de la pământ. Deci de pe loc, cum făceam elan, cum fac ei acum. Deci pot să zic că am, nu am inventat cum să spun, eu n-aveam cum să. Deci eu n-am servit. Eram în săritură, dar de pe loc. Marele sportiv are acum 66 de ani. A avut o viață plină de încercări și de greutăți, dar a reușit să treacă peste toate acestea. Crede că dacă nu făcea sport, acum era un pensionar cocoșat care nu avea niciun rost în viață. Acum era un pensionar, am făcut 66, cu cârjat, dacă lucra la freză zesă, în sistemul acolo era. Da, a fost, eu schimbă viața, efectiv. Efectiv, și a fost noroc, nu a fost. Dar treaba că e mult de muncă. După mai bine de 2 ore de stat la povești, m-am despărțit de marele campion. Am ieșit cu sufletul cât un grăunte, uimit de toate poveștile spuse de campion, în timp ce Mircea mi-a mărturisit că merge la cumpărături cu soția.